care este, să spunem, de care sunt prinse părțile, componente ale acestei construcții deosebit. Pe partea stângă, vedeți acest bulevard cu trafic direct ce duce către zona Taksim și mai ales către zona unde se face înscrierea pe acele bulevarde tangențiale ce te duc către Put. Și am văzut aseară acea imagine de neuitat cu miile de mașini ce se îndreptau către ieșirea Istanbulului, acea imagine deosebită. Nu ești în parte. Suntem în zona hotelurilor, așa numite, de 4 și 500, sau zona turistică rezidențială legată de Bosfor, cu multitudine de mini-porturi din acestea, în care vedeți că se leagă fel de fel de vase de plimbare. Asta e universitate, ceva? Căria de partea stângă este un hotel foarte cunoscut în Istanbul, iar mai în față, luminat în față, Palatul Cira. De asemenea, o construcție în perioada aceasta, să spunem, prelungătoare anilor modern. Da, m-am calmat cu pozele. Deci, hotelul Four Seasons, unul dintre cele mai luxoase hoteluri ce păstrează arhitectura aceasta deosebită, ce se regăsește la mai toate clădirile construite de-a lungul aripii europene, și Palatul Cira. În continuare, un de asemenea, astăzi poate fi vizitat. Priviți frumusețea acestui hotel, despre care se spune că are interiorul cel mai elegant. În față, prefigurarea construcției podului. Toată mea de Bogazi Coprosu, vă spuneam, el a fost construit și datorită traficului deosebit a mai, sau i s-a mai înăturat un frățior cu aproximativ 15-20 de kilometri în Amonte, dacă putem să spunem așa, pentru de destructoare, sau mai aproape de Marea Neagră. Cele două podurile astăzi nu pot face față traficului infernal. Și în 2010, atunci când Istanbul va fi oraș așa cum a fost Sibiu, titulație de oraș european, capitală europeană, atunci bem și noi o cafea, pui cafea. Se spune, se crede că va fi terminată lucrarea care unește cele două maluri, european și asiatic, printr-un tunel, vă spune una. Deci, Ioan Palas, Samaratul Jirion. Ceai? Ceai. Potul bune. Dar 4 tane daha çay versene, 4 tane fazla değil. Şurduk. Adese şurduk. Şeker. Mamă, uite ce frumos. 3-4 tane daha çay verdim. Kahveyi de çay. 3-4 tane daha çay verdim. Okey. Deci, fetelor, dacă beau cafea la noapte, jucăm tot coroiul. Noi ne-am gândit să mai luăm o sticlă. Voi sunteți agitați un pic. Păi da, dar beau cafea, să știi. Bine, nu mai beau cafea, dar îmi dai și mie o gură de la voi. Iau, ce frumos!
Păi de ce vrei? Nu mai beau cafea. Super tare, domnule, bună ideea asta. Încercați să priviți acum de sub bot. Uitați mașinile cum sunt pe bot. Sunt puștii ăștia doi, dar ce se fac? Hai că le e fric, lăsați. Masa pungi, masa pungi. Și așa nu mai pune. Ceai. Cafe after 2 minute, 2 minute. Okay, chai. Turkish cafe, no? Yes, Turkish cafe. No, less cafe. No, Turkish cafe. Let's tea, sugar, chai, fresh home. Îți beau cafea, să nu-i spune. Da, chai. Că presim că lui Radu nu-i place ceaiul și-l beau. Adio! Chai. What's up? Chai. Chai.